Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit aici la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Oaspetele ediției de astăzi, a emisiunii Puncte de Reflecție, este Sergiu Aga, preot paroc la Biserica Ortodoxă Românească din Orhei, consilier cultural al Mitropoliei Basarabiei, directorul Asociației Umanitare Filantropia Creștină, consilier independent în primăria orașului Orhei, dar și consilier independent în Consiliul Raional Orhei. Am spus corect, părinte? Da, da, așa e. Ar trebui să mi le mai elimin din Facebook, sunt prea multe, dar într-adevăr încerc să le fac pe toate așa cum rânduiește Bunul Dumnezeu. V-am invitat să discutăm în cele ce urmează despre bine și rău, despre sărăcie și bogăție, despre necazuri și fericire, despre război și pace, dar și despre situația social-politică din Republica Moldova, pentru că astăzi nimeni nu poate să fie indiferent la tot ceea ce se întâmplă, atât pe interior cât și în exterior, pentru că în imediata vecinătate a Republicii Moldova de mai mult de 7 luni are loc acest război pornit de Federația Rusă împotriva Ucrainei. În general, ce le-ați spune dumneavoastră astăzi cetățenilor despre această situație incertă în care s-a pomenit cetățeanul, statul, regiunea, lumea? Parcă pandemia COVID cumva ne-a pregătit și noi am crezut că odată ce am trecut de acest moment nefast pentru omenire, am zis că uite, de acum lucrurile vor fi altfel. Însă, iată că aceste lucruri mai puțin pozitive pentru umanitate se rânduiesc, astfel încât necălesc, ne fac să fim mai uniți, probabil ca să ajungem la aceste valori ca unitatea, ca să respectăm democrația, să respectăm drepturile fiecăruia, trebuie să ajungem la anumite momente, la fundul sacului, de acolo de unde să ne revenim, să fim mai uniți, să fim mai convingători în a ne promova valorile autentice, creștine și democratice, toate acestea, iată, chiar într acest spațiu al Moldovei care este afectat și social, și economic, și politic, și de ce nu chiar și duhovnicesc, mai cu seamă, pentru că în acest moment nefast, iată, de multe ori se implică cumva și biserica, care, iată, auzim, bacă binecuvintează rachetele, bacă trimite oștenii la a-și omorî frații, lucru sigur care ne doare. Dar sunt convins că după toate aceste lucruri, atunci când o față bisericească spune că trebuie să mergi la război pentru că o să nimerești în rai, iată, mesajul ăsta cât e de manipulator și cât de mult trebuie să pătrundă în esența acestui mesaj creștinul. Nu contest faptul că în istoria creștinătății nu au existat războaie. Și războaie, multe dintre ele au fost de apărarea patriei, de reîntregirea neamului, războaie drepte, în care erai chemat la armă și în frunte de multe ori preoți cu crucea în frunte mergeau ca să-și susțină neamul, să aibă grijă ca acesta să propășească. Aici lucrurile un pic sunt diferite și ar trebui să, probabil, în acest context ar trebui să discutăm probabil și cu un psiholog, nu doar cu un om care vede lucrurile din punct de vedere duhovnicesc, pentru că, iată, din păcate și în Uniunea Sovietică au fost atrasă preoțimea ca să agreeze o anumită poziție a statului. Mai târziu, iarăși, unele lucruri în care s-a implicat cumva biserica în anumite aspecte sociopolitice, iar acum, din păcate, Biserica Ortodoxă Rusă, prin Patriarhul Kiril, face acest lucru deosebit de vicios pentru moral, pentru morala noastră, pentru etica noastră creștinească. Și cred că a invita sau a mobiliza oamenii ca să meargă la un război fratricid este un lucru care ar trebui să ne pună de gândit. Oare într-adevăr suntem noi, după valorile creștinătății, de a ne iubi nu doar semenii, dar și pe vrăjmașii noștri? Dar chiar cetățenii Republicii Moldova își pun deseori întrebarea cum de s-a ajuns ca două țări creștin-ortodoxe să lupte între ele, să se verse atâta sânge, pentru că totuși suferă pe nedrept mulți oameni care nu poartă nicio vină. Suferă mulți oameni care la un moment dat erau chiar pro-ruși, pro-filonul acesta estic, iar acum într-adevăr s-au dedat acestei uri dintre ucraineni și ruși.
Și, într-adevăr, nu cred că există foarte multe explicații aici decât urmărim și ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să ne păzească de asemenea orori și de asemenea poziții, inclusiv a bisericii, care ar trebui să fie cumva mult mai atentă la anumite subiecte de genul. Dar cum se va dezvolta relația între cele două biserici de la Kiev și de la Moscova în continuare? Eu cred că, după părerea mea, umila mea părere, deja lucrurile sunt irreversibile în acest aspect. Din câte am înțeles, întreaga biserică ortodoxă, indiferent că era înainte autocefală ucraineană sau era ca parte a Patriarhiei Rusiei, este împotriva intenției Rusiei de a pornit acest război și de asemenea este împotriva celor care binecuvintează acest război din postura ierarhilor ortodoxi ruși. Cred că nu doar Ucraina va fi afectată de acest moment, ci și inclusiv chiar și în Republica Moldova sunt foarte multe întrebări a faptului că de ce noi, cei care zicem Doamne miluiește, care e altceva decât Gospodii pomilui, noi ar trebui să fim partea unei asemenea biserici care binecuvântează război împotriva fraților. Da, apropo, iarăși foarte multă lume se întreabă de ce biserica, de ce Metropolia Basarabiei și Metropolia Moldovei nu ajung la un numitor comun să facă o singură metropolie. Aici lucrurile în acești 30 de ani au fost diferite discuții, s-au purtat dialoguri între ambele biserici și eu cred că la un moment dat lucrurile se vor limpezi. Da. Istoria nu ține doar de ăștia 30 de ani, probabil avem nevoie mai mult spațiu, mai mult timp ca să ne iertăm unul altuia păcatele și să ajungem la un dialog constructiv pentru a face unitate în Biserica Ortodoxă. Dar cum se justifică faptul că biserica se implică în politică? Politica în biserică? Da, în contextul în care biserica favorizează un partid, consider că este inoportun, dar iată, eu aflându-mă în postura de a fi cumva și consilier independent în cadrul municipiului și raionului, cumva am ajuns să fiu o figură politică atâta timp cât lupt cu anumite situații care se întâmplă în administrația orheană și care pot fi catalogate drept politice, pe când e vorba de o atitudine social-civică în care îmi exprim punctul de vedere în ceea ce privește apărând valorile democrației, apărând valorile echității, lucruri care ar trebui într-adevăr să fie apărate mai cu seamă la Orhei. Poate să ne povestiți un pic și din interiorul discuțiilor care au loc în cadrul ședințelor la nivel de raion și la nivel de municipiu acolo la Orhei și cum se abordează problemele, cum se identifică soluții pentru multitudinea de probleme cu care se confruntă astăzi cetățenii. Pentru că, iarăși, dacă fac trimitere la ceea ce spune omul de la firul ierbii, el deseori se întreabă de ce acolo se poate și de ce în întreaga Republică Moldova nu se poate replica lucrurile bune, lucrurile frumoase, lucrurile care îi aduc ușurare cetățeanului. Bine, dacă vorbim despre, efectiv, consiliile raionale și municipale, despre statutul consilierilor și instituția aceasta a Consiliului, declar cu toată sinceritatea că acestea sunt niște parodii la Orhei, atâta timp cât funcțiile unor consilieri este de a dezbate, de a pune în discuție anumite subiecte, ori la Orhei lucrurile acestea nu se întâmplă. Și acolo nu trebuie consens, nu trebuie. Există un consens quasi total al celor din fracțiunea majoritară care ridică mâinile la orice întrebare fără să pună o singură întrebare. Deci ședințele de consilii, dacă nu sunt eu cel care întreabă câteva lucruri, ele durează 3-4 minute. Orice ședință, că e la raion, că e la municipiu. Deci efectiv acolo nu se dau întrebări, pentru că fracțiunea majoritară în Consiliul Municipal are 24 de membri, pe când sunt doi reprezentanți ai PAS-ului și eu, iar în Consiliul Raional lucrurile sunt un pic mai divers, atâta timp cât sunt 24, dacă nu greșesc, consilieri ai fracțiunii majoritare de acolo locale, câțiva de la PAS, câțiva de la PSRM și iarăși eu. Și cineva de la PLDM, dacă nu greșesc. Bine, și vreau un răspuns al dumneavoastră clar. Cum de se reușește rezolvarea problemelor? Bine, vorbind despre ideea
că la orhei se face și se drege, se întoarce. Se fac minuni, așa cred unii. Pot să spun un lucru cert, este că orheiul nu este deosebit de alte unități teritoriale administrative din Republica Moldova. Se fac atâtea cât se fac, doar că există un anumit pol, aș zice eu, de a oferi vizibilitate, chiar aș zice propagandistic la un moment dat, în care lumea din toată Republica Moldova înțelege că ar fi ceva mai special la Orhei. Se fac drumuri, proiecte cu proiecte europene, transnaționale. Am văzut la Ungheni, extraordinar. Se fac mult, mult, mult mai multe la Cahul. Deci iată niște municipii care se dezvoltă pe alte principii și ele pot fi date neapărat ca un exemplu orheienilor, pe când transparența decizională, consultările publice, acestea nu au loc la Orhei. Sau ele doar sunt fixate acolo undeva pe site-ul oriu.md, care îl vizitează doar Popa, Aga și câțiva, sau alte, alea nu sunt consultări publice, iar interesul comunității de multe ori este dezavantajat de interesele unui partid. Și atunci există o explicație că acest sprijin pe care îl oferă cetățenii partidului Șor, administrații publice locale de la Orhei, pe ce se bazează? Bine, eu aș zice că ce se întâmplă la Orhei e un experiment sociopolitic care a fost pus la punct, eu aș zice, de oameni destul de înțelepți și au acționat după un anumit principiu. Fă un pic, fă ceva și după aceea fă atâta fumăraie încât să audă toată Moldova. Spre exemplu, de curând am fost stupefiat să aud în declarațiile care au fost promovate în întreaga Republică Moldova că la Orhei sunt 85% drumurile reparate. Nici departe, nici departe. Deci sunt niște neadevăruri care lumea nu știe de la Edineț sau de la Briceni, că de fapt lucrurile sunt la fel ca în aceeași comunitate. Ei vin doar pe un drum, eventual aduși cu sprijinul aceluiași partid, pe un drum central în care sunt floricele de o parte și de alta și se duc unde? La Orhei Land. La Orhei Land, acolo există un carusel al activităților, știu, recreative, care culminează cu o activitate politică în care trec printr-un anumit spațiu și acolo, efectiv, prin televizoare, li se spune cât de bine, cum Orheiul se dezvoltă, cum lucrurile. Dar, repet, Orheiul nu este diferit de alte comunități. Eventual, stau foarte bine, dar mai mult decât bine, chiar susținuți de cineva din altă parte, la nivel de vizibilitate. Mă miram cum de, n-aș zice acum nume de televiziuni, promovează la nivel național niște lucruri care nouă ni se par atât de banale. Dar în întreaga Republică Moldova și mai cu seamă la Orhei, deseori cetățeanul ce spune? A furat el, dar ne dă și nouă. Alții au furat și la noi n-a mai ajuns nimic. Vocea Basarabiei recent a realizat o emisiune la Orhei și majoritatea interlocutorilor asta spuneau. Da, este adevărat că poate el a furat, dar ne-a dat și nouă. A furat ne dă și nouă. În primul rând, ceea ce se face la Orhei se face exclusiv din resurse administrative pe care le are la dispoziție municipiul și raion. Deci nu e vorba că cineva fură și îi dă, spre exemplu, niște bani la mătușa care așteaptă ceva soluții pentru pensia ei mică. Dimpotrivă, din fondul de rezervă se oferă la fiecare consiliu câte 750 de lei unui șir foarte mare de persoane din fondul de rezervă al primăriei. La fel se întâmplă și la Consiliul Raional Orhei. Li se dă oamenilor alocații din banii pe care au la dispoziție. Dar asta înseamnă că vin venituri, se acumulează venituri la bugetul este local. Este un municipiu care are, eu știu, este deosebit de bine plasat sub aspect teritorial, este aproape de Chișinău. Sunt câteva instituții bine dezvoltate, cum ar fi SBN-ul, care aduce un venit deosebit de mare la un aport deosebit de mare la dezvoltarea municipiului, numai deci din consumul de una apă. Una dintre cea mai mare investiție, da, care deci s-a făcut. Numai consumul de apă al SBN-ului oferă, dacă nu țin minte, 25 de milioane de lei, dacă nu greșesc, pe un parcurs de 5 ani. Deci, ne referim la fabrica de cablaje, da? Da, raportat la bugetul orașului Orhei sau municipiul Orhei, care are un buget de peste 100 de milioane de lei anual, e ceva.
De asemenea și alte lucruri care într-adevăr se adună. Eu aș zice altceva, că sunt lucruri care se fac prost la Orhei și care par a fi bune în exterior, cum ar fi drumul Suslen-Jora, care a fost finanțat prin banii guvernului, dacă ne aducem aminte, în 2019, prin discuțiile celor de la PSRM cu Partidul Ușor, s-au dat câteva milioane specific pentru Orhei și asta ar însemna 54 de milioane către drumul Suslen-Jora, la care s-au mai adăugat alte 5 milioane din Consiliul Raional, 60 de milioane pentru aproape 10 km și alți 16 milioane către grădinița numărul 12. Ei, după un an de zile după ce au fost date în exploatare în media, mai cu seamă pentru că lucrul acesta s-a întâmplat în timp ce doamna Tauber candida la Bălți, iată, s-a întâmplat că nici în ziua de astăzi, nici unul, nici altul nu sunt date în exploatare pentru că au vicii în construcția acestor edificii. Deci sunt lucruri bune și sunt lucruri rele. Pe de altă parte, mulți oameni vin și zic, uite, se face curat, vedem un oraș curat, civilizat. E adevărat, pentru că nimeni nu zice că acolo unde sunt lucrurile bune nu am putea să promovăm aceste practici, dar iată și la capitolul acesta sunt foarte multe întrebări. Spre exemplu, SCL Orhei a făcut, după inspecția financiară care a existat în anul 2020, a avut carențe de a justifica 40 de milioane pentru reparația drumurilor. Am cerut informații în privința dată către SCL să mi se dea care sunt subcontractorii SCL-ului în cazul ăsta, pentru că nu a fost nici o licitație și știm foarte bine că legislația în privința achizițiilor spune altceva. Ori Consiliul Municipal a delegat reparația drumurilor și SCL-ul face drumurile după cum vrea. Mai cu seamă, pentru că am înțeles de curând, unele firme îți cer banii, spre exemplu, 14 milioane pentru drumurile care le-a făcut mai înainte. Deci au fost datori, cumva, făcute în datorie. Lucruri proaste sunt și la capitolul Orhei Transport, lucruri proaste sunt și la alte lucruri. Dar peste tot, suntem într-o țară săracă. Și... Dar de ceva timp, iată, se vorbește despre aceste acțiuni de protest de aici, din inima Chișinăului și cei care observă ceea ce se întâmplă pe bulevardul principal al municipiului Chișinău, spun că acolo vin oameni care sprijină demersul Partidului Șor. Ei vor să dea jos guvernarea pentru că nu pot să gestioneze dosarele grele sau crizele grele care se suprapun și cer plecarea demisiei actualei guvernări ca să vină ei și să demonstreze că pot face lucrurile să meargă mai bine, din bine în mai bine. Deci, dacă vorbim să le facă ca la Orhei, mai bine mai așteaptă alte vremuri. Pe când vorbim despre cei care vin aici, pot să vă spun că oamenii care înțeleg lucrurile mai profund stau bine acasă și nu vin, după cum ați văzut în media, în ce postură vin acești oameni. Și nu neapărat că nu am cam desconsiderat neajunsurile lor. Pentru că dar sărăcia există. Sărăcia există, este profundă, este sistemică. Și, într-adevăr, nu găsim noi acel consens național în care toți să tragem într-o anumită direcție pentru a duce propășirea mult râvnită. Nu știu în ce măsură asemenea proteste pot fi elocvente pentru sufletul unui om care a muncit toată viața și își dorește o viață mai bună, atâta timp cât acesta vine nu cu de la sine dorință, dar cu ceea ce primește în buzunar. Aici sunt lucruri care țin în mod special de demnitatea umană, care ea este coruptă prin asemenea flagele antidemocratice, atunci când un om este lăsat la cheremul unor bani mărunți pentru a-ți face interesele tale ca un partid. Eu cred că aici cineva manipulează cu sufletele oamenilor și aici chiar e un domeniu care ar trebui să ne gândim ca țară, ca parlament, ca instituție, ca biserică, ca preoți, pentru că demnitatea umană este mai presus decât 200, 400 de lei sau 100 de dolari. Dar cetățeanul acceptă această umilință și el stă cu mâna întinsă, iar pe de altă parte, iarăși, dacă e să fac trimitere la ceea ce spun cetățenii, oamenii așteaptă statul să le dea undița ca să poată prinde pește. Pentru că, inclusiv dacă se adeverește că fiecare din cel care vine la protest este cumpărat cu 200, cu 300 de lei, și acela are o explicație. Păi dați-mi locuri de muncă și vreau un loc de muncă bine plătit. Din moment ce sunt aceste lipsuri, eu sunt nevoit să accept orice. Discutam la nivel de comunitate despre faptul că însă și Orhei Transport are nevoie de o mulțime de oameni care să lucreze.
SCL-ul, Servicii Comunale Locative, okay, iarăși are întotdeauna locuri disponibile. Oamenii, dacă ar vrea să lucreze într-adevăr și să nu ajungă la cheremul statului, au posibilitatea să o facă, mai cu seamă pentru că având diferite, fiind integrat în diferite proiecte de integrare socioprofesională, observ că într-adevăr forța de muncă este necesară în Republica Moldova și dacă vrea cineva să lucreze, poate să o facă. Pe de altă parte, mă gândesc și la faptul că, iată, discutam despre faptul că în Israel există un sistem foarte bine lapus în care cerșeala aceasta de la stat este evitată prin anumite mecanisme legislative. Adică omul nu este lăsat pur și simplu la cheremul statului ca să-i se dea. Omul trebuie să fie util societății și omul trebuie să-și aducă aportul său prin salariul care este impozitat, prin activități economice care sunt impozitate, lucruri care într-adevăr adaugă un plus valoare la economie, care după aceea poate să-i fie într-adevăr de folos însuși lui. De asemenea, înseamnă medicină mai bună, înseamnă educație mai bună, lucruri care, iată, în educație, câte locuri de muncă, câți profesori ar fi, au rămas efectiv foarte puțini profesori. Da, încă un paradox pe care îl observă mulți oameni e că totuși un lider de partid, un ales al poporului, pentru că domnul Șor este deputat în Parlamentul Republicii Moldova, de atâta timp este plecat din Republica Moldova și de acolo din Israel, reușește totuși să gestioneze treburile în cadrul acestei formațiuni politice de la distanță. V-ați pus întrebarea acum? Eu personal mi-am pus de foarte multe ori, însă răspunsul meu cumva individualist este faptul că un întreg parlament, o întreagă procuratură, un întreg sistem judecătoresc n-a putut să dea un răspuns la aceste întrebări deja mai mulți ani. Sigur că eu pentru mine am niște răspunsuri, dar eu am impresia că sistemul, toate aceste sisteme nu-și fac bine datoria. Și îmi pornesc de la cel însăși legislativ, pentru că nu a creat un cadru legal în care să fie evitate asemenea momente. Și nu vorbesc doar despre ceea ce se întâmplă acum în Chișinău, în centrul Chișinău. Vorbesc despre faptul că an de an se duc oamenii, sunt transportați pe seama unor cheltuieli neștiute de nimeni. Spre exemplu, la Orhei Land. Eu de când țin pe Facebook, uite, vin autocarele, an de an, zi de zi, în fiecare zi trec autocare și aduc oameni din toată Moldova. Ei, sistemul acesta, eu nu știu, am impresia că probabil că asta e o normalitate în democrație în care, din păcate, nu știu, ne plângem doar în ultimul moment. La fel cum s-a întâmplat la Bălți, ceea ce mi se pare că a fost un pic abuz, atunci când scoți un contracandidat cu 10 minute înainte, deci unde au fost oamenii ăștia până atunci? Legislativul și toate celelalte instituții. La fel se întâmplă și acum. Ne doare atunci când îi vedem pe acești protestatari în centrul Chișinăului. Unde ați fost voi până acum? Deci ați neglijat Orheiul ca entitate, ca structură, ca cetate a celor mai patrioți oameni, care au fost efectiv, au fost cumva umiliți de cealaltă republică, zice de multe ori, uite, șorheienii, că cei care au... Nu! Orice cetate, orice oraș, orice localitate din Republica Moldova, de-ar fi fost pus în asemenea situații, dădea același rezultat sau poate chiar mai rău. Așadar, eu cred cu toată sinceritatea că Orcheiul încă a rezistat și acum, eu aș zice că e cumva vaccinat de asemenea momente propagandistice. Dumneavoastră sunteți filantrop, dar știți că și unii politicieni încearcă să creeze fundații de binefacere și ajută foarte mulți oameni. Iată, la Orchei e bine cunoscut faptul că activează aceste magazine sociale și că acolo se vând mărfuri produse la un preț simbolic, dar mai mic decât ceea ce se comercializează pe piață și omul acceptă să meargă sau acceptă, vrea să meargă să-și cumpere și să facă economie de un leu, doi, trei, cinci, cât reușește el să facă economie. Cum vă explicați acest lucru? Intenția de a face binefacere în scop politic, pentru că oricum cei care gestionează aceste afaceri, ei se gândesc și la bazinul lor electoral, dacă e să o spunem pe șleau. Cum explicați intenția filantropilor de a face, de a-i ajuta pe cei mai năcăjiți, pe cei mai oropsiți din suflet și cei care urmăresc alte scopuri? Bine,
ceea ce se întâmplă la Orhei și toate lucrurile acestea, după părerea mea. Deci nu e o chestie care poate... Dar cred că nimeni nu poate proba sau dezaproba. Pe mine mă doare faptul că abia acum s-au gândit instituțiile statului să facă un control fiscal. Sunt 3 ani de când există o altă guvernare. De ce tocmai acum? Nu, e 1 an de când există actuala guvernare. Da, ok, dar de ce tocmai acum, când sunt presiunile acestea sociopolitice? De ce nu s-au făcut lucrurile din timp, normal, așa cum ar fi trebuit să se întâmple? Eu consider că aceste tipuri de magazine sociale au distrus în mod special toate rețelele de magazine din sate. Deci a fost cineva, vreun gospodar, și a deschis o dugheană. Oamenii aceștia, efectiv, din cauza acestor sisteme care sunt integrate totuși în limita legalității și care au plătit o sumă simbolică către primărie sau așa, dar pe de altă parte, efectiv, a distrus tot ce se putea distruge din punct de vedere economic sau a vânzărilor la sate. Pentru că omul, da, într-adevăr, vedea că nu poate face față la un lanț de distribuție la care se mai adaugă, nu mai știu eu, duty free-urile, alte chestii. Noi vedem doar vârful icebergului. Dar ele, lucrurile sunt mult mai adânci, care noi, eu cel puțin, nu pot să le văd. Pe de altă parte, sigur că o bucată de pâine mai ieftină pentru oricine este valabilă și oamenii așteptau cu săptămânile să vină merișorul ca să cumpere bucata de pâine, să o păstreze. Merișorul sunt aceste magazine sociale. Da, 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 da. Deci, dar eu vă întrebam, este o diferență și cum explicați dumneavoastră această diferență între felul cum înțelege persoana care vrea, e filantrop și vrea să facă, să vină în ajutorul celor nevoiași, și cel care are alte scopuri ascunse, dar cetățeanul se dă, sau cum ajunge să fie prada politicianului? Întotdeauna în spatele unor asemenea inițiative, după părerea mea, au fost alte gânduri decât aceea de a ajuta la propriu zis oameni. Și aici vorbesc în mod special de ideea că au sărit împotriva guvernului atunci când s-a închis Orheilandul din cauzele COVID-ului, și aici vorbesc că s-au scos oamenii la protest în perioada aceea a COVID-ului pentru că, nu știu ce, erau niște relații tensionate cu o carieră de piatră. Anul ăsta, la noi, la Orhei, au fost mai deocheați că nu au închis școlile. Întotdeauna unor inițiative care veni în beneficiu societății, mai cu seamă la Orhei, există un interes ascuns. Acela de a capitaliza încrederea populației și, în caz de față, activitățile acestea filantropice pot fi considerate în asemenea măsură. Eu consider că poți să ajuți oamenii, poți să ajuți, dar atâta și timp trebuie să ajutorul pe acesta, cei aflați ajutorul acesta nu este capitalizat politic. Iată, aici e diferența între filantrop și aici e diferența între cel care se folosește doar de instrumente pentru a-și ridica ratingul politic. Dar se poate crede că o persoană săracă de la Orhei este ajutată și de dumneavoastră și de Partidul Șor? Da, absolut. În echipa mea am oameni care sunt în cadrul Partidului Șor. Nu fac discriminare pe acest subiect. În biserica mea sunt oameni care se roagă, fac parte din Partidul Șor. Nu, eu ziceam, persoana care este ajutată poate fi ajutată din două părți, și sigur, de la Sergio Aga și de absolut la Elan Șor? Absolut. De ce nu? Omul are nevoie. Eu nu mă uit că ești din Partidul Șor. Din potrivă, am zis că în echipa mea a asociației există oameni încadrați în Partidul Șor ca activiști. Și nu neapărat ar fi o diversiune, și nu neapărat e o experiență de toleranță reciprocă, în care noi, oamenii a unei comunități mici, suntem cunoscuți unul de altul. Deci noi suntem sub 20.000 de oameni în orașul Orhei, ca un sat mare. Deci nu putem să avem pretenții că ar putea fi neapărat o carte de vizită pentru întreaga Republică. Și câtă lume ar fi săracă? Din ăștia 20, depinde. Categoria de mijloc, într-adevăr, poate ar fi mai pregnantă la Orhei. Aș zice eu, 30% oamenii săraci. Și de aici și explicația de ce acceptă și o pomană electorală, absolut, și o sacoșă și o pâine mai ieftină și un kilogram de orez și unul de zahăr. Atunci când ați candidat dumneavoastră pentru a fi ales în Consiliul Municipal, dar și în Consiliul Raional, v-ați angajat în rezolvarea problemelor celor mai nevoiași oameni, a celor lipsiți de adăpost, a victimelor a tot felul de abuzuri, a copiilor afectați de migrațiune, a tinerilor în căutarea unor locuri de muncă, a bătrânilor singuratici și a tuturor celor care își doresc orașul și raionul Orhei mai dezvoltat, mai prosper, mai moral, mai luminos și mai fericit. Iată, haideți să vorbim un pic despre necazurile și fericirea la moldoveni.
Păi am să, chiar dacă îmi oferiți cumva o platformă de a-mi da un raport față de activitățile date, pot să le corelez cumva cu interacțiunea cu autoritățile publice locale, pentru că m-am gândit atunci când merg să candidez, nu m-am gândit că voi fi singura opoziție a partidului dat. Chiar din potrivă, am zis că indiferent pe cine alege oamenii, voi face totul ca să avem posibilitatea de a conlucra pe proiecte punctuale spre beneficiul orheinilor. Și aici vorbesc oameni fără adăpost. Chiar dacă am avut inițial susținerea, chiar și scrisă, o am de anunțat a președintelui raionului Dinu Țurcan, care zic, mă ajută să facem un adăpost pentru... S-a materializat cu nimic. Am făcut adăpostul acesta cu partenerii mei externi, iar Consiliul Raional sau cei care s-au angajat inițial și prin declarații scrise n-au făcut nimic în acest sens. De asemenea, au fost proiecte care... Credeți că domnul Țurcanu a văzut în dumneavoastră un adversar politic? Nu. Eu cred sincer că domnul Țurcanu și-a dorit o colaborare cu mine pentru că a simțit un potențial de a nu fi destructiv unul altuia. Sunt convins că domnul Țurcanu mai păstrează simțăminte românești. Sunt convins că domnul Dinu Țurcanu are niște reminiscențe rămase din valorile, dar din păcate ele sunt adumbrite de oportunitățile pe care le oferă, poate și, nu știu, care le oferă partidul dat. Adică în noi oamenii întotdeauna există și bine și rău. Și sunt convins că în Dinu Țurcanu există un raport între acestea. Important este, exact ca în pilda aceea, când avem doi lupi, unul rău și unul bun. Zice, care va câștiga? La cel care îi vei da de mâncare. Important este cine-i hrănit dintre lupii noștri interni mai mult. Și vorbim despre proiecte. Am încercat la nivel de proiecte prin diferite aplicații, prin diferite parteneriate cu parteneri să facem într-adevăr bine. Am ajutat de curând cam alături de cineva din Orhei și am să spun Ina Negruță. Am fost cam singurii care s-au implicat în ajutorarea ucrainenilor. Refugiații ucraineni. Deci am avut peste 3.000 de refugiați care le-am oferit pe lângă pachetele alimentare, pe lângă pachetele igienice și alte bunuri care le-au dat, iată, toată comunitatea Orheiului, s-au unit, iată, le-am oferit și consiliere și alte lucruri prin parteneriate cu diferite proiecte. Asta îmi doream eu când am venit să fiu consilier, nici de cum să fiu singura opoziție și să le arăt unde lucrurile merg prost. Ați spus că vă implicați în rezolvarea problemelor pe care le au victimele a tot felul de abuzuri. Cine sunt aceste victime? Da, în Orhei, din păcate, nu există niște centre comunitare care ele nu își îndeplinesc rostul. Ele sunt descentralizate în careva localități din raionul Orhei prin anumite proiecte care erau înainte FISP. Și am avut situații în care poliția venea cu cineva, cu o persoană, femei, în mod special cu copii, care n-avea unde să-i pună pentru că exista acea interdicție de 300 de metri. Ei n-aveau unde să se întoarcă pentru că trebuia să se întoarcă la soacră sa. În momentul acesta finisăm la un centru social pe care îl construiește biserica și partenerii ei, finisăm un centru de adăpostire a unor asemenea persoane victime ale violenței domestice, împreună cu copiii. Probabil până la sfârșitul anului acest imobil va fi gata. Tot acolo avem diferite activități de instruire, diferite activități de integrare socioprofesională a oamenilor, de ajutorare, de mentorat pentru tinerii NEET, cei care nu sunt implicați nici în activități educaționale și nici în cele de a profesa. Deci, iată, sunt proiecte pe care le dezvoltăm la nivel de comunitate și care sunt în folosul oamenilor. Dar câtă violență este astăzi în societate și de ce e provocată această violență? Știți, noi avem diferite temperamente. De multe ori mă uit și eu însumi în oglindă și mă simt violent. Pentru că, nu știu, anumite emoții, anumite lucruri care le vezi, nedreptatea, care noi de multe ori o interpretăm de sine stătător, fără avea, poate de multe ori, iată, cei lați din jur ca să te ajute, ne face pentru noi, într-adevăr, să avem o parte de violență. Probabil și educația ca precară pe care am avut-o în acești ani, în care noi știam, ieșeam de mici copii cu pușca din lemn făcută sau cu diferite praștii ca să omorâm vrăbiile, ne-au făcut cumva să fim într-un anumit fel. Chiar și de multe ori și cei mai în vârstă ne spuneau că trebuie să răspunzi întotdeauna la violență cu violență. Iată, sunt niște lucruri care țin din background-ul nostru psihologic, emoțional, cultural a unei republici post-sovietice, care într-adevăr ne influențează și ne face de multe ori agresivi.
De unde vine violența dată? Vine de la lipsa toleranței între noi. Pentru că am zis noi, cam toți avem acest sentiment de violență, dar nu putem să-l domolim prin respectul față de ceilalți. Iată, și vorbim și despre libertățile care pot să ne facă să ajungem în centru Chișinăului de a protesta, și eu încurajez pe cei care, într-adevăr, au de protestat ceva sincer, dar protestul lor sau libertățile lor se limitează până la libertatea celuilalt cetățean. Adică mie mi se pare incorect să creezi anumite obstacole ca celălalt să-și exprime libertățile sale. Cam asta sunt ideile de violență. Moldova a fost cuprinsă de mai multe valuri de migrație și am reușit să discut cu multe doamne care au ales calea străinătății și unele dintre ele spuneau că au plecat din Republica Moldova și pentru faptul că în familie era foarte multă violență. Alcoolismul, violența, sunt niște vicii la care trebuie să lucrăm foarte mult ca societate. În contextul, nu văd programe sustenabile în abolirea alcoolismului, spre exemplu în Republica Moldova. Dacă mergi în sate și vezi oameni care nu lucrează, care nu au, vezi foarte mulți oameni bolnavi, nu zic că sunt oameni bolnavi, alcoolismul după toate regulile OMF-ului este o boală. Deci alcoolismul și alte lucruri ar trebui să fie cumva contracarate și de stat. Ar trebui să existe o politică în acest sens. Și da, dacă vorbim ca și preot, sigur că prea puțin Dumnezeu în noi. Și nu Dumnezeu prin practici care noi le știm. Un Dumnezeu care reglează simțămintele noastre. Un Dumnezeu care bine și într-adevăr se simte la El acasă în sufletele noastre. Ați ajutat și probabil mai continuați să ajutați copiii migranților. În ce dificultate s-au pomenit unii din acești tineri? Copii chiar? Mulți dintre copii, spre exemplu, se întâmplă, iată, o problemă relatată de psihologul nostru din asociație, faptul că fiind integrați în anumite școli ruse, rușii fiind de multe ori pentru război și convințează cumva războiul din Ucraina, și nu neapărat rușii, vorbesc despre, sunt anumite cazuri, ca să nu fiu înțeles prost. Iată, sunt momente în care noi moldovenii de multe ori îi discriminăm pe acești oameni, cumva gândindu-ne că probabil agreem ceea ce se întâmplă în țara lor. Și iată, sunt anumite aspecte fine care se întâmplă la nivel de conștiința copiilor ucraineni care vin aici și de multe ori sunt discriminați pe subiectul dat. Alte probleme a copiilor, într-adevăr, nu există. Copiii afectați de migrație. Vorbeam despre ucraineni sau ziceți de migrație în general? De migrație în general. De migrație în general, da. Vorbim despre migrația părinților, care mulți și-au lăsat cu copiii. În grija rudelor. Sigur, aici noi încercăm să facem o activitate pe care acum o punem bine la punct, în care vom include și copiii ucraineni. Aceea când să facem un fel de after school, în care ei pot să vină să delecteze cu un anumit joc, nu neapărat de cel pe computer, un joc interactiv, să facă diferite activități ludice în cadrul centrului pe care am zis că îl finisăm de curând. Și mai ajutați și bătrânii singuratici? În măsura posibilităților și în măsura în care campaniile noastre de colectare alimentelor de Paști au un impact, dar nu un impact, să zicem eu, decisiv la abolirea acestui fenomen al sărăciei. Noi, spre exemplu, anul acesta am oferit cam 300 de pachete oamenilor, dar sunt și alte donații ale partenerilor noștri, care, iată, anul trecut am oferit pentru 250 de copii încălțăminte, peste 100 de geci de iarnă, pachete alimentare la 100 de familii cu copii. Deci întotdeauna există un potențial de a oferi daruri din darurile date de alții. Și pe final vreau să vorbim și despre relația cetățeanului cu biserica. Biserica mulți ani se afla în topul încrederii cetățenilor. Dacă facem trimitere la datele sondajelor de opinie, acum nu mai e chiar prima în topul încrederii. De ce credeți că a cedat? Globalizare. Și nu e valabilă doar pentru Republica Moldova. Globalizare, secularizarea, ateizarea de multe ori a societății prin anumite curente filozofice, dar și prin cumva excluderea
exponenților bisericii, din viața socială a comunității. Și aici vorbesc despre preoți. De multe ori ne excludem noi înșine pe noi în contextul apropo, în care nu suntem. Apropo, ce rol joacă astăzi preotul în societate? Pentru că, dacă mi-amintesc de pe timpul părinților, bunicilor mei, preotul era o figură model în localitate, era un reper după care foarte multă lume se orienta. Astăzi, ce spun cetățenii sau enoriașii despre preot? Că este cel mai bogat, că și-a făcut castel, că are mașină de lux, că are și el anumite, sau și-a schimbat și el un pic valorile, că se gândește mai mult la material decât la spiritual. Eu aș aduce în atenție preoții de la țară, care de multe ori n-au cu ce-și îmbrăca copiii. Sunt foarte mulți preoți, da, într-adevăr, la oraș preoții stau bine și poate unii dintre ei stau bine, pentru că sunt preoți la oraș, copii mulți, cu activități diferite în care nu stau într-atât de bine. Sau sunt preoți care își găsesc de multe ori șansa de a câștiga un bănuț din altceva decât în preoție. Ok, știu și preoți care au mers și ei peste hotare și fac parte din această mare armată a diasporei. La Rezina cunoșteam, dacă nu greșesc, cu părintele Ioan dintr-o comunitate sau Șoldănești. Atât de iubit de comunitate și părintele știa să facă, avea facultatea de inginerie sau de IT sau ceva de genul ăsta. Deci a făcut o mini firmă, făcea niște lucruri extraordinare, dar le iubea atât de mult comunitatea și făcea atâtea lucruri frumoase pentru comunitate și a fost nevoit la un moment dat să lase tot și să plece pentru a-și întreține familia, pentru a-și plăti creditele. Sunt lucruri și sunt oameni diferiți și cred că nu este cazul în care, știu, preoții să fie desconsiderați în mod special pentru că își găsesc într-un fel sau altul bucata de pâine. Altceva este într-adevăr că preoțimea pierde pasul, ritmul cu dezvoltarea comunității și atunci de multe ori suntem considerați ca retrogarzi, suntem considerați ca neimplicați și atunci lucrurile pot fi într-adevăr cu lipsă de folos. Dar este adevărat, biserica trebuie să fie implicată în soluționarea multor probleme sociale. Absolut. Până la urmă, Sfântul Apostol Iacov ne spune, arată tu credința ta fără fapte și îți voi arăta prin faptele mele credința mea. Sau tot el spunea, credința fără fapte moartă este. Noi suntem ca într-o luntre a mântuirii care ne duce într-un anumit sens. Pe de o parte este credința, pe de altă parte sunt faptele bune. Și ambele sunt ca niște vâsle care ne îndreaptă spre mântuire. Dacă dai numai dintr-o vâslă, s-ar putea să te rotești pe loc. Dar apropo, argumentul dumneavoastră că foarte multă lume acum pune preț pe material și vor să adune mai multă bogăție, mai multă avere. Iată, cum se explică acest lucru? Și se pierde din ceea ce... Din spiritualitate. Da, altădată era de mare preț, de mare valoare, spiritualitatea. Am impresia că noi, ca societate săracă, noi avem de ajuns la un anumit nivel ca să ne ajungă. Da? Exact ca și cu în Europa, când se duc oamenii la cumpărături, își cumpără doar ce este necesar. Acum în supermarketul noi, având în, ziceam, de cultura aceasta post-sovietică, parcă vrem să punem cât mai mult chiar dacă nu ne este foame. Noi trebuie să ajungem la un nivel de economie, de socială, în care să zicem, uite, suntem bine, nu avem cum să ne facem grijă într-atât de mult de grija zilei de mâine. Da? Deci întotdeauna o societate săracă va crea asemenea extreme în care omul tânjește după ceea ce nu a avut. Da, cel bogat îl înțelege pe cel sărac? Nu întotdeauna. Nu întotdeauna. Chiar dacă sunt multe cazuri în care cel bogat știe de unde a pornit și de multe ori sunt exemple și în Orhei și în altă parte în care știe cum a pornit, având prin sudoarea frunții și câștigându-și banul și averea, îl înțelege pe cel sărac și de multe ori dă zeciuială, cum s-ar zice, și celui sărac și bisericii și tuturor celorlalți din jur. Pe când de multe ori în contextul dat se zice că cel bogat știe prețul banului și atunci nu-l mai oferă celălalt sărac pentru că nu l-ar avea el. Cam așa stau lucrurile. Dar iarăși, din observațiile multora, cel care vrea multă avere, agonisește multă avere, el uneori irosește mai mult decât face bine. Și nu-și dă seama că e un lucru păgubos? Își dă seama, dar prea târziu. Își dă seama când
vede că implicațiile lor nu au avut impactul pe care și l-ar fi dorit, pentru că indiferent de cât n-ai avea, fericirea se măsoară în aceleași lucruri, de a fi bucuros în sânul familiei, de a fi bucuros în sânul societății, și îți dai seama cât agonisești, cu cât ai mai multe, de fapt nu tânjești după ceea ce vrei când pornești pe lucrul acest la averii. Fericirea. Iar fericirea, sigur că dacă vorbim despre fericirea veșnică, acolo lucrurile sunt și mai complicate. Pentru că nu poți să dobândești fericirea veșnică atâta timp cât uiți de săracul care stă la poartă. Da, ne aducem aminte de parabola săracului Lazar și a bogatului nemilostiv. Ne aducem aminte de parabola tânărului bogat, care zicea că mai lesne e a intra cămila prin urechile acului decât un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Sub nicio formă, Mântuitorul Iisus Hristos nu desconsideră cele materiale, dar desconsideră în mod special această abordare de care pomenează dumneavoastră. Și despre irosire, pentru că chiar se irosesc bani atunci când se organizează nunți cu fast, atunci când se fac cu metrii, iarăși unde se cheltuie mulți bani și stau supraetajate farfuriile, iar cineva în apropiere poate nu a mai pus mâna pe o bucată de cașcabal sau nu a mai mâncat o felie de pâine cu unde mult timp. Iată contrastul ăsta. Eu cred că pandemia ne-a lecuit pe mulți. Și chiar credeți că a adus valorile adevărate să fie puse în cap? Nu neapărat, dar necesitatea oricum le aduce la firesc anumite lucruri care ele se echilibrează în timp. Deci pandemia și-a avut rolul său în acest aspect. Dar eu aș vrea să vorbesc mai mult decât poate s-ar vorbi în alte conjuncturi. Aș vrea să vorbesc despre inițiativa Mitropoliei Basarabiei prin misiunea socială Diaconia, care are o bancă de alimente și care convinge magazinele mari să ofere cele care mai sunt aproape de expirare. E cea mai lăudată inițiativă care Banca de alimente este un lucru nu neapărat de vorbit la persoană la persoană. E o inițiativă cu impact și care poate fi reprodusă în orice comunitate. Deci văzând inițiativa misiunii sociale Diaconia, mă gândesc și eu cum aș putea ca în Orhei să facă o asemenea la dimensiuni mult mai mici, să facă o asemenea ca să convin pe cel de la magazinul cu tare, dacă oricum nu face nimic cu ele, să le dea unui om care poate să vină să le ia. Deci e o inițiativă antirisipă care își are rostul ei într-o societate moldovenească, pentru foarte mult se aruncă la gunoi. Nu se aruncă la porți, dar la gunoi se aruncă. Deci lanțurile de magazin mari, să vedeți numai cât de pline sunt coșurile de gunoi din apropiere cu diferite produse alimentare care au expirat. Și pentru că se crede că totuși binele învinge răul, noi acum unde ne aflăm? Iată, dacă ar fi să ne spuneți exact, între bine și rău, doar în rău și așteptăm să vină binele? Noi, în Republica Moldova, peste 30 de ani am așteptat să învingă binele. Și întotdeauna am avut impresia, iaca, acum e limanul. Suntem la același pas. În oricare din aceste perioade am fost exact în același pas de a aștepta ca binele să învingă. Până la urmă, binele o să învingă. Pentru că noi suntem suntem într-un parcurs pe care nu putem să-l evităm. Suntem cu toții în acel parcurs pro-european, pro-românesc, în care, vrând nevrând, România și celelalte state europene o să ne ajungă ca să ne dezvoltăm. Mai cu seamă, pentru că oricum am ajuns la fundul sacului. Mai rău nu se poate. Dar drumul ăsta este irreversibil? Vedeți și dumneavoastră, în Europa, în general, sunt diferite forțe care oricum încearcă să le tragă înapoi, să le dea într-o parte, să nu-și atingă cineva scopurile cele valabile. Eu cred că, cel puțin pentru viața noastră, dacă apucăm să vedem binele din perspectiva asta, poate fi irreversibil și spre binele nostru. Acum, tânjim, sperăm. Nu trebuie să ne pierdem una dintre virtuțele de căpătâi, nădejdea. Cine e capabil să aducă pacea în regiune? Liniștea, pacea, prosperitatea? Cu ajutorul lui Dumnezeu, omul. Omul care înțelege de fapt că împrejurul lui sunt oameni. Deci cel care fuge de acest concept al omului, cu toate ale sale, cu toleranță, cu așa, eu cred că nu este capabil să aducă pacea. Oamenii care se înțeleg pe sine ca oameni și nu văd distorsionat lucrurile din prejurul lui, acela e capabil să aducă nu doar război, dar în mod special pacea.
Dar câtă dorință citiți pe fețele oamenilor în privirea enoreașelor ca să se implice fiecare în a schimba lucrurile, ca fiecare să devină un agent al schimbării? Poate oamenii care vin la biserică și-ar dori foarte mult lucrurile și văd într-adevăr foarte mulți dintre enoreașii bisericii mele că sunt înseninați când văd reazem, când văd un licăr de lumină undeva la capătul tunelului și văd schimbați și în aceeași virtute a nădejdii ca și mine. Și sunt fiind convins că noi, optimiști, incurabili, putem să schimbăm lumea împreună și cei care vin în biserică în mod special. Care poruncă din cele 10 se încalcă cel mai des? Mai multe. Acum e la moda a încălca porunca să nu ucizi. Da? E valabil să nu furi, e valabil de a nu-ți cinsti părinții, dar cred că acum în Europa se încalcă această poruncă de căpătâi să nu ucizi. Atunci când se ucide frate pe frate, cred că e dureros. Din observațiile dumneavoastră, ar exista un conflict între generații? Da. Ele au existat întotdeauna. Și de ce există? Cineva spunea că tinerii sunt neascultători, nu ascultă povețe, nu știu ce. Și cine era în spatele acestei afirmații? Socrate. Exact același lucru am putea să spunem acum. Generațiile tinere au un avânt. Știți, de multe ori mulți oameni zic că mi-era mai bine în timpul sovietic. Eu le spun altceva. Erai tânăr atunci. Și de aceea ți era mai bine în timpul sovietic, pentru că aveai probleme să-ți cumperi o bucată de pâine. Eu mi-aduc aminte când mă trimitea părinții cu 2 ceasuri înainte ca să-mi cumpăr cu o sacoșă de pâine, să-mi cumpăr 2-3 pâini care mi-ajungeau și efectiv eram sufocat, pentru că nu ajungea pâine. Nu ajungea să-ți cumperi un costum sportiv, stăteai după o coadă de pește la rând. Asta era bunăstare? Noi vedem că toate le avem acum. De ce ar trebui să ne plângem? Ei, și oricum, cei care sunt mai în vârstă, zice, în timpul sovietic era altfel. De ce era altfel? Singura mea explicație era că era tânăr. Și în același timp, oamenii bătrâni din timpul lor le spunea de cât de bine era în timpul românilor. Da, anume această nostalgie după timpurile de altă dată, după Uniunea Sovietică, probabil l-a și făcut pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, să se gândească la o refacere a URSS. Bine, atunci când nu mai ai alte, știu eu, obiective și ți-ai îndeplinit toate obiectivele tale personale printr-o țară plină de resurse și efectiv nu mai ai la ce te gândi, te gândești la bazaconii de genul dat. Și eu cred că țarul de la Moscova a căzut în propria capcană a dorințelor sale care erau nelimitate. Și acelor din anturajul lui care îl susțineau, pentru că era un sistem întreg care îi oferea orice pe tavă. Și acum singurul lucru care mai trebuia probabil era să refacă Uniunea Sovietică. El avea orice, dar avea orice asta nu însemna că orice om avea simplu ceea ce era necesar pentru a trăi. Dar credeți că fără implicarea lui pacea poate fi instaurată aici, în regiunea unde e aflată și Republica Moldova? Eu cred că vitejia ucrainilor readuce pacea. Deci chiar cu dorința aprigă a lui Putin de a-i nimici, ucrainenii sunt cei care le datorăm. Eu nu sunt neapărat un fan ucrainean înainte de acest război, nici nu prea știam foarte multe despre ucraineni și nu sunt nici pentru, sunt la fel cum ar fi bulgarii, sârbii, știu eu, alte popoare din prejurul românilor. Deci ucrainenii au reușit, în lipsa dorinței lui Putin, să ne țină pe noi în pace. Și acum cine spune de fapt că ucrainenii sunt așa și pe dincolo, greșesc foarte mult, pentru că dacă n-ar fi dârzenia lor, curajul lor, sacrificiilor pentru o Europa în pace, nu știu cum ar fi fost acum în Transnistria, în Republica Moldova, chiar și la București, de acolo de unde sunt încă foarte mulți proruși care atentează cumva la această pace într-o altă gândire distorsionată. Prețul păcii astăzi e destul de mare. E mare. E viața mii și mii de ucraineni și, din păcate, nu doar a ucrainenilor, dar eu aș zice eu că se duc foarte multe vieți nevinovate, sunt și dintre cele ale rușilor, pentru că mulți dintre ei sunt trimiși forțat la acest război, un război care am și prieteni ruși care spunea, ăsta nu-i războiul nostru. Bine, aici este și o chestie cu dublu capăt, sens. Cu dublu sens, pentru că e ușor a zice că nu e al meu și să se lupte alții că nu-i treaba mea. Până la urmă, tot sistemul acesta, întreaga populație, a potențat nebunia unui om care a dus război în
în Ucraina. Mulțumim foarte mult pentru această discuție. Amintim celor care ne-au urmărit că am vorbit cu Sergiu Aga, preot paroh la Biserica Ortodoxă Românească din Orhei, consilier cultural al Mitropoliei Basarabiei, directorul Asociației Umanitare Filantropia Creștină, consilier independent la Primăria Orașului Orhei și consilier independent la Consiliul Raional Orhei. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii aici la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Doamne ajută! Thank you.